Dar n-am cum. Că tipul ăsta nu e. Ridică mai sus și trage din zonă. Asta fac. Nu știu de cum. Iulia, George, tu te pot încălzi. Cum vă simțiți? E bine? Bine. Doamna, nu are temperatură, am luat saturată în oxigen, am consultat-o, tensiunea este normală și putem să facem vaccinul. Emoții? Domnul doctor, aveți? Un pic, poate. Un pic, că sunteți dumneavoastră, altfel n-am fi avut emoții. Vă mulțumim. Nu mai mergem în altă parte, de-aia, la recomandarea lui domnul doctor, am așteptat. La mine, în familie, toți sunt vaccinați și eu am așteptat ca să mă vaccinez la domnul doctor. Sau jos. Vreau să vă dau și flori. Da, vă mulțumesc de tot. În mod normal nu primiți flori când după vaccinare, dar pentru că sunteți primul pacient din România vaccinat într-un cabinet unui medic de familie și sperăm să fie asta un simbol pentru o nouă etapă în această campanie. Sperăm. Și ne bucurăm că această etapă începe în Timișoara, unde avem acest proiect pilot. Și asta este ca încurajare. Și eu sunt vaccinat cu AstraZeneca de câteva zile, deci acum suntem în aceeași barcă. Nu te promis? Nu. Nu, astăzi mă geluci aici. Sunteți bine? Vă simțiți bine? Nu aveți emoții, vă rog. Astăzi nu m-am așteptat să fie... Cred că trebuia, nu? Nu. Atât? Atât, mulțumim frumos. O să așteptăm 15 minute, da, să vedem cum vă simțiți, să fim pregătiți. Puținele vaccinuri care le-am făcut în ultima perioadă, pentru că nu prea am fost bolnav să am probleme ca să trebuiască să fiu vaccinat. Am tratamentul dat de către domnul doctor, pentru că am tensiune și cam atât. De ce ați așteptat atât? În ianuarie am făcut COVID, nu știu de unde, dar l-am făcut. Și domnul doctor mi-a prescris un tratament care l-am urmat, am trecut de perioadă și ieri am fost pe aici să iau o trimitere și l-am întrebat pe domnul doctor când pot să mă vaccinez și eu pentru COVID. Și domnul doctor mi-a spus că mâine. Am zis, cum mâine, când trebuie să stai la rând, să te programezi? Nu, uite, mâine vii și te vom vaccina ca pe o vedetă. Și într-adevăr așa e. Așteptăm de mult acest moment. Cred că medicii de familie sunt cei care erau intrituiți să facă vaccinarea anti-COVID de la început, dar nu s-a putut acest lucru pentru că au existat aceste vaccinuri nou introduse de tip ARN mesager și care nu-ți permiteau să faci vaccinare ca pentru medicul de familie datorită condițiilor speciale de depozitare, la minus 80 de grade, și atunci sigur au fost nevoiți să fie construite aceste centre de vaccinare. Sigur că pe lângă aceste centre de vaccinare, în momentul când au apărut vaccinurile de tip clasic, de tip adenovirus, cum este vaccinul de la AstraZeneca, dar cum așteptăm cu nerăbdare și vaccinul Johnson & Johnson și multe alte tipuri de vaccinuri care vor veni de tip recombinat, acestea nu mai necesită aceste condiții speciale de depozitare, se pot face în mod normal la cabinetul medicului de familie, cum s-a făcut și până acum, campania de vaccinare antigripală, în care știți și dumneavoastră că un număr de peste 2 milioane de locuitori au fost vaccinați într-o lună, în luna noiembrie, decembrie, de fapt, de către medicii de familie în România. Deci, practic, noi putem crește foarte mult acest număr de persoane vaccinate pentru a ajunge cât mai rapid la această imunitate de grup. Cu cât ajungem să vaccinăm jumătate din populația României, deci practic să avem plus cei 10, 15, 20% care s-au îmbolnăvit, vom ajunge la o imunitate de grup de 70% și în momentul acela lanțul de transmitere al infecției cu virusul SARS-CoV-2 se va întrerupe.